Scriitorul este un cercetător asidu al vieții poetului Mihai Eminescu, autor a nenumărate studii și cărți de specialitate. Ultima, Boala și moartea lui Eminescu, a fost lansată la Constanța. La seminarul teologic Dionisie Exigur, din oraș, am avut o întâlnire lungă și fructuoasă cu tinerii seminariști, cu viitorii preoți, probabil, viitorii altarului, despre viața târzia lui Eminescu, despre poezia sa. În finalul întâlnirii, eminoscologul Nicolae Georgescu a menționat faptul că 15 ianuarie reprezintă atât Ziua Culturii Române, cât și Ziua Poetului Mihai Eminescu. La eveniment a fost prezent un public numeros. Este o perioadă deosebită, o perioadă de început de an școlar, care la noi, la Seminarul Teologic Dionisie Exigul din Constanța, a fost sărbătorită cu atât mai mult cu cât am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe titularul Catedrei de Literatură de la Universitatea Spiritului din București, pe domnul Nicolae Georgescu. A fost un moment extraordinar pentru că în cadrul acestei prelegeri care s-a ținut, s-a adus lumină în privința ultimilor ani din viața marelui nostru poet. În privința anilor de umbră în care cu toții am învățat că au fost ani de durere, ani de boală.